Ați menționat anterior, dar aș vrea să mai aducem un pic în discuție ce se întâmplă dacă pacientul nu face aceste lucruri și boala se agravează. Aici este talentul doctorului, pentru că de cele mai multe ori pacienții noștri sunt sensibili la factori extremi, la durere, la sângerare. Aceasta e o boală tăcută, la fel ca și diabetul, da, de altfel. Nu doare, dar are consecințe foarte, foarte urâte. De aceea aici este talentul medicului de a-i explica și de a sta de vorbă cu pacientul să înțeleagă că totuși are o formă de boală care chiar dacă nu doare poate să aibă consecințe foarte, foarte grave. Și chiar dacă poți să-l și sperii de la început, să-i spui că poate să evolueze către ciroză sau ferească Dumnezeu către hepatocarcinom, e bine să faci asta ca să conștientizeze că măsurile care îi sunt recomandate sunt niște măsuri foarte utile pentru sănătatea lui. Să știți că la noi pacienții foarte ușor și sunt foarte compliați când e vorba să înghită pastile. Mai greu obții această complianță când e vorba de a defini un stil de viață, când e vorba să le impui niște restricții, chiar și în alimentație, mișcare, și da, când este vorba să-i scoți din fața calculatorului sau al telefonului, să-i împingi, să alerge în parc sau să se miște în natură. Deci până la urmă, iată, arta medicului și, cum să zic, deschiderea și bunăvoința pacientului sunt de fapt cele mai importante. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Încă o dată și eu vă mulțumesc și ca mesaj de luat acasă, e bine ca cei care au astfel de probleme să se adreseze unor centre specializate, cum avem și noi aici la Sanator. În afară de aceste metode, să zic, pentru un stil de viață sănătos, bineînțeles că există și o medicație, da, care acest pacient e bine să o cunoască. Medicația e pe bază tot de medicamente naturale, cum este silimarina, cum sunt alte antioxidanții, și pacientul acesta trebuie monitorizat din 6 în 6 luni și urmărit în mod gradual în funcție de cum evoluează boala sa. Vă mulțumesc tare mult!